Salutare, sunt Olivia și astăzi vorbim despre cele mai simpatice soții ale fotbaliștilor moldoveni. Păi bine, despre o parte dintre acestea, pentru că toate soțiile fotbaliștilor sunt niște femei atrăgătoare și simpatice. Iar succesul fotbaliștilor din teren se datorează anume acestora și susținerii lor. Astăzi vorbim despre topul celor mai faine soții de fotbaliști moldoveni. Rămâneți în continuare cu noi! În 2011, focoasa Duina Manole i-a spus da internaționalului de la Milsami, Alexandru Antoniuc. Un an mai târziu de la cerere în căsătorie, cei doi i-au jucat și nunta. Acum aceștia cresc două fetițe minunate. Duina este o șatenă incendiară ce bucură ochiul cu prezența sa în tribune la fiecare meci al soțului său. Și mijlocașul clubului Elen Xanti, Radu Gânsar, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de prezentatoarea TV Anișoara Loghin. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni în care Anișoara l-a găzduit pe Radu. A fost dragoste de la prima vedere. Deși ambii sunt rezervați în a oferi detalii despre viața lor personală, atunci când postează fotografii, fericirea se citește pe chipul lor. Acum un an, cei doi au devenit părinți de băiat. Apărătorul central al clubului Dinamo Auto, Andrei Novikov, este căsătorit din anul 2009 cu frumoasa Iana Novikova. Pe Instagram aceasta arată ca un adevărat model în cele mai frumoase ipostaze. Iana a fost fidelă jucătorului nu doar când acesta a ridicat trofee, ci și în momentele mai dificile ale carierei, dăruindu-i totodată lui Andrei și două fetițe. Deci sunt un cuplu exemplu. Cu toate acestea, ea nu a uitat și de propria carieră în domeniul administrației. Cum ai cucerit? Marele fotbalist. Da, imens. La un interviu. Ion Jardan, apărătorul echipei Petrocub, și-a găsit fericirea tot la TV atunci când tânăra jurnalistă Alexandrina Jardan l-a intervievat. Fotbalistul și jurnalista cresc doi băieței care la sigur vor repeta cariera de succes a tatălui lor. Destul de solicitant este rolul de soție de fotbalist. Atâta timp cât soțul meu nu este, eu trebuie să-i preiau toate responsabilitățile și treburile casnice, deci nu este prea interesant acest job. Victor Stenea, jucătorul formației Elene Pasiraicos, este susținut la fiecare meci de Ecaterina. Chiar și după ce a prins un contract afară, suporterii fidelii sunt alături. Ecaterina este prezentă la fiecare meci pe care îl dispută Victor, iar de curând a făcut o escapadă în Grecia pentru a-și susține cel mai drag om. Să străiești viața alături de un fotbalist este, în primul rând, să devii fan al lui numărul 1, să vii la meciuri, să-l susții. Este o posibilitate să călătoriți împreună. Oxana Slaba este soția lui Vadim Rață, jucătorul de la gruparea română FC Voluntarii. Și Oxana este un expert în domeniul frumuseții, iar de curând a început să profeseze și să administreze un salon de frumusețe. Cei doi trăiesc în București, dar sufletul le este mereu acasă, în Moldova. Oxana are o pasiune aparte pentru gătit și își surprinde atât soțul cât și fiul lor cu cele mai alese bucate. Vadim Bolohan, capitanul lui Milsami, este împreună cu soția sa Alina de la vârsta de 17 ani. Cei doi au reușit să depășească toate etapele din viața unui sportiv de performanță, cu urcușuri, dar și cu coborâșuri. Alina este mama a două fetițe minunate, care sunt și cele mai fidele suporterițe ale clubului din Orhei. Sunt 18 ani. Și avem 14 de la căsătorie. Adică... Și acum ți-am minte, am venit din Ucraina cu o zi înainte de nuntă. Am venit, am făcut nunta și dimineața după nuntă am mers la selecționat. Da, el nici costum n-avea. El nici costum n-avea. Ești microbistă? Da. Da. De nevoie, da. Conde. Dar ultimul nu prea vine la meci. Aș spune chiar nici nu le privește că... Am emoții. Emoții și... Am emoții. Victor Bogaciuc, jucătorul lui Petrocub, are alături o brunetă cochetă, Cătălina. Aceasta este o sportivă de performanță, având o pasiune aparte pentru gimnastică și tenis. Împreună cei doi nu doar că își împart sentimentele unul pentru celălalt, ci iubesc la nebunie pe lângă sport și călătoriile. Maxim Iurcuș, el jucător la Petrocub, trăiește o adevărată poveste de dragoste cu Irina. Cei doi adoră să-și petreacă vacanțele în țări însorite pe cum Dubai și Egipt, iar periodic apar pe rețelele de socializare în ipostaze pline de tandrețe. Ion Nicolaescu, golgheterul național și a celor de la Maccabi Petah Tikva Israel, este căsătorit cu Cătălina Nicolaescu. Pe pagina sa oficială de Instagram, aceasta postează foarte des fotografii în care se citește cu ochiul liber dragostea dintre cei doi, pe lângă activitatea
Limitată de pe rețelele de socializare, Cătălina mai administrează și o afacere. Prima încercare pentru relația noastră a fost când el a plecat să joace pentru o echipă din Belarus. Însă asta pentru noi nu a fost o problemă, pentru că eu așa mai curajoasă. Într-o zi mi-am făcut valiza și am zis că merg în vizită. Dar cred că asta a fost cea mai negândită și cred că cea mai perfectă decizie din viața mea. Fotbaliștii sunt cei mai râvniți la femei, în special datorită salariilor mari pe care le au, cei drept, nu toți și nu în Moldova. Sunt Olivia și aștept mesajele voastre pe pagina mea de Instagram și de Facebook. Pe curând!